ce dă sub mine. Crep pământ ce dă sub mine, să intru da vie-n cine. Ce poate fi, Doamne, mai... Doamne, ce frumos, Maria, chiar mulțumesc pentru... A fost un moment excepțional, mulțumesc tare mult. Mi-a rămas în suflet doina asta și starea femeii. Bună seara și bun găsit la Poveștiri din Folclor. În această seară, în studioul podcastului, am alături o prietenă dragă venită tocmai de la Timișoara. Am ținut să fie prima interpretă cu care eu încep Poveștirile din Folclor, pentru că ne leagă o prietenie veche și statornică de niște ani de zile. Și de aceea permiteți-mi să-i urez bun venit, Maria Milusovescu, la Poveștiri din Folclor. Bine te-am găsit! Sunt onorată și bucuroasă în același timp pentru această invitație, pentru că, așa cum ai spus tu, pe noi ne leagă o prietenie destul de veche, dar asta nu înseamnă că ne auzim în fiecare zi. Dar în momentul în care ne auzim, așa am eu impresia că recuperăm. Am vorbit în fiecare zi. Da. Maria, dragă, știu că acum trăiești în Timișoara și cei care îți iubesc în decul știu despre lucrurile acestea și cu siguranță că se știu foarte multe lucruri despre tine. Și înainte de a ne întâlni, de fapt știind că ne vom întâlni, m-am tot gândit ce aș putea să întreb, cu ce te-aș putea ispiti, ca să ne spui și alte lucruri care nu se știu despre tine. Dar mai știu că îți face mare plăcere să-ți amintești de căsuța părintească dintre dealurile Cornerevei, unde în pragul acelei căsuțe încă te mai așteaptă Nicolae, unde te mai duci la cimitirul din sat s-a prins lumânări la căpătâiile, la căpătâiul bunicilor tăi, Nicolae și Stana, care știu că ți-au sfințit într-un fel copilăria și că tot acolo se odihnește și mama ta, Maria. Și îmi pare rău dacă te-am emoționat, doar că știu că vorbești cu mare dragoste despre toate locurile, despre toate întâmplările care ți-au marcat copilăria. Și aș vrea să te rog ca în minutele următoare să evoci câteva amintiri. Of, Manuela, cât de... Cât de repede m-ai adus tu în grădina copilăriei mele prin această prezentare. Și vreau să-ți spun că, da, sunt extrem de emoționată când mă gândesc că întotdeauna în prag de sărbători dorul e mai greu. Dorul e foarte, foarte greu, pentru că, așa cum ai spus tu, îl am doar pe tata. Bineînțeles, am pe sora mea, care e căsătorită în Cornereva cu familie. Am pe fratele meu, care a rămas în casa părintească. Dar sentimentul de copil e doar atunci când tăticul mai spune fata mea. Și în același timp vreau să spun că emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât chiar în a treia zi de Crăciun mama mea ne-a părăsit.
acum ceva ani și de fiecare dată de atunci Crăciunul pentru mine nu mai este același. Am o strângere de inimă când merg acasă și drumul spre casă e întâi la cimitir. Cu siguranță că n-ai putut să treci peste acest moment, de fapt, atunci când trăiești astfel de lucruri, se spune că nu trec niciodată, doar te obișnuiești să trăiești cu el. Exact. Niciodată nu poți să uiți copilăria, nu poți să-ți uiți bunicii și cu cât trece vremea, eu consider că povețele bunicilor și a părinților se impregnează mai mult în mintea omului, probabil și de la înțelepciunea noastră, pentru că atunci când eram copil, ne dădeau bunicii, mai mult bunicii, pentru că în general nepoții de la sat cresc mai mult cu bunicii. Și atunci eu recunosc că până într-o vreme am fost foarte, foarte atașată de bunici, chiar cât au trăit ei. Pentru că părinții chiar știau că eu sunt mai atașată de buna și de taica, așa îi spuneam, așa le spuneam eu lor. Și abia după ce s-au stins bunicii, am reușit să mă atașez mult, mult de mama, de tata, dar mai mult de mama, recunosc. Ca în scurt timp s-o pierd și pe ea și asta pe mine mă doare. Mă doare tot timpul lucrul acesta. Care este cea mai importantă lecție de viață pe care ai primit-o de la bunicii tăi? Sunt foarte multe lecții de viață pe care le-am primit, dar nu le-am conștientizat. Ori e un lucru care de fiecare dată când mă duc să cumpăr câte ceva de la magazin și mă trezesc că nu am o monedă de 10 bani sau de 50 de bani, îmi aduc aminte de povața bunicii mele că îmi spunea așa: niciodată să nu rămâi datoare la nimeni, pentru că dacă rămâi datoare pe lumea cealaltă, vei alerga după acel om și nu îl vei găsi, că tu nu știi pe unde îl duce Dumnezeu pe lumea aceea. Și atunci am conștientizat mai târziu ce înseamnă asta. Să fii corect, să nu rămâi dator la nimeni și să-ți vezi de treaba ta. Faptul de a te fi născut la Cornereva, aici în Banatul de Munte, consider că a fost o binecuvântare, dacă ar fi să judecăm strict din perspectiva muzicii populare, a meseriei pe care ulterior ai ales să o practici? Da, deci fără doar și poate, pentru că la sat se naște școala cântecului, la sat se naște școala dansului și de ce nu la sat se naște omenia. Cei 7 ani de acasă, de la sat pleacă. Asta este strict părerea mea. Dar ca să concluzionez, ți-aș spune așa, eu nici nu știu când m-am învățat să joc, pentru că eu m-am trezit jucând. Nici nu știu când m-am învățat să cânt, pentru că eu m-am trezit cântând alături de buna mea. Eu am mai spus cu ani în urmă lucrul acesta. Sunt binecuvântată de Dumnezeu pentru că provin dintr-o familie de oameni muzicali, oameni cu talent, cu dar de la Dumnezeu. Bunicul meu a făcut parte dintr-o formație de cimpoieri din acea vreme și cânta foarte frumos la tobă. Ori bunica mea avea un dar de a cânta, deci avea o voce atât de frumoasă că ziceai că e cristal.
vocea ei ziceai că e din cristal. Și avea darul de a compune și mi-aduc aminte când eram copil, muriau oameni și pe vremea aceea se obișnuia, nu știu dacă și acum se obișnuiește, dar pe vremea aceea se obișnuia să meargă, să se adune câteva femei și să se cânte. Așa era obiceiul la noi. Era un fel de bocitoare. Bocitoare era, dar la noi așa se numea, să cântă după mort. Și atunci îmi aduc aminte că dacă murea câte unul tânăr, veneau la bunica mea și o rugau să compună ceva pentru familie. Și ea avea așa un dar fără să scrie pe foaie nimic. Și era în rândul întâi, erau două rânduri de femei care cântau. Compunea pe moment versurile care trebuiau și chiar făcea pe toată lumea să plângă din compozițiile ei. Și mai avea un dar extraordinar. Mergeam cu ea la baluri, se făceau baluri de sărbători, de diferite evenimente care se produceau la sat și în special când se îmbrăcau oamenii în costum popular, ceea ce din păcate acum nu se mai întâmplă, foarte rar. Și îi plăcea câte un ciupag așa de la câte o fată. Se uita, nu știa nimic, nu cerea de la nimeni modelul, să nu-mi spui că îl memora, mergea acasă instant. Și îl memora și îl scotea pe pânză, îl cosea. Deci să înțeleg cum că el, satul, a fost prima școală folclorică pe care ai absolvit-o. Da. Care e diferența, sau cum o sesizezi tu acum, între satul tradițional și ceea ce găsești acum la Cornereva? Care au fost schimbările? Cum percepi aceste schimbări? Manu, dragă, e normal să se schimbe lumea, pentru că noi trebuie să evoluăm din toate punctele de vedere. Nu putem să rămânem la stadiul când m-am născut eu, exact, sau când am crescut eu. Dar, din păcate, mass media, rețelele acestea de socializare, cred că un pic au fost prea forțate și lumea este sătulă de folclor, adică întotdeauna tinerii tind să caute noul și folclorul nu se mai găsește în noul acela. Folclorul adevărat. Ce înseamnă, Maria, folclor adevărat, din perspectiva ta? Din punctul meu de vedere, folclorul adevărat este acela care l-ai moștenit și încerci să-l duci mai departe, bineînțeles filtrat prin sufletul tău. Pentru că și sufletul tău, așa cum spuneam, se transformă, că și tu ești dornică să cunoști noul, dar nu să-l denaturezi. Adică doina să rămână doină, așa cum am învățat-o noi, așa cum am cules-o noi de la bătrânii noștri, să nu transformi și să-i bagi tu fluturașii aia sârbești, că așa se cântă acum. Nu. Asta nu înseamnă că la o petrecere nu cânți de și toate. Tu ca solist de toate. Și o ascultare și o șotă, de ce nu? Pentru că în zona asta noastră a Banatului dintotdeauna s-au ascultat cântecele sârbești, dar nu alea turcești. Îmi pare rău să spun asta.
o ascultare, când o scoți pe piață, în ziua de astăzi, nu mai are izul ăla sârbesc frumos, are izul ăla turcesc, să nu spun mai rău. Da. Peste deal de Cornăreva e Bogâltinul. Este locul unde s-a născut o altă Marie a folclorului din Banatul de Munte. Ce anume crezi că, nu știu, au locurile acelea de... S-au ridicat atâția oameni minunați, au pornit de acolo ducându-și cântecul în lume și făcându-l foarte cunoscut. Că mai sunt interpreți de cântec popular din zonă și te-aș ruga să-i enumeri pe cei care ți vin în minte acum. Da. Nu știu, Manu, ce să zic. Probabil că locurile acelea, simplitatea oamenilor și iar revin la educația celor 7 ani de acasă. Pentru că eu n-am făcut nimic să schimb, doar am dus de acolo bagajul cântecului popular și de multe ori mi s-a spus că mă asemăn foarte mult cu vocea și cu interpretarea Marianei Grădicescu. Sunt bucuroasă să aud lucrul acesta, sunt mândră să aud lucrul acesta, dar mi-aș fi dorit și îmi doresc în continuare să fiu eu. Să duc cântecul, dar nu să-l transform sau, eu știu, să fiu cumva... Chiar dacă ai fost asemănată... Nu. Chiar dacă ai fost asemănată cu Mariana Drăghicescu, probabil că există anumite asemănări. Specialiștii, cu siguranță, știu mai bine în ceea ce privește timbrul și modul de interpretare, dar cine ți-a ascultat repertoriul, cu siguranță că și-a putut face o părere foarte clară vis-a-vis de ceea ce însemni tu cu adevărat și de ceea ce ai lăsat tu ca urmă, nu? A trecerii tale prin această breaslă. Și cred că ai făcut foarte mult și cred că te străduiești în continuare să faci foarte multe lucruri și cred, și noi am mai vorbit despre asta, că nu... meritele tale nu au fost îndeajuns recunoscute de către cine trebuia să o facă și când spun lucrul acesta, mi-l asum. Consider că trebuia să fii promovată mult mai mult decât ai fost. Consider că ar trebui să te regăsești în componența marilor spectacole de folclor, pentru că pe orice scenă din această țară ai reprezentat Banatul cu brio. Da. Aici aș putea să adaug un lucru. Probabil că și eu, prin modestia mea, am fost un pic de lăsătoare. Pentru faptul că eu am vrut să rămân eu, Maria Milu Sorescu, și am vrut să îmi țin coloana vertebrală dreaptă, să nu aud vreodată că mi se spune aceasta este solista care a fost ridicată de cutare. Niciodată n-aș fi putut să fac lucrul acesta, pentru că am vrut atât cât am putut să rămân cu ce am considerat eu că trebuie să las în urma mea. Și îți mai spun un lucru. Eu am fost și cadru didactic la Cornăreva și probabil că în perioada aceea am făcut 2 lucruri deodată. Am încercat să le fac bine, dar niciodată nu poți să faci 2 lucruri exact așa cum ar trebui. Și atunci, la un moment dat, am renunțat la învățământ și am luat drumul cântecului, pentru că am considerat că acesta chiar este un dar de la Dumnezeu și trebuie să-l duc mai departe, atât cât pot.
Aș vrea să te rog în minutele următoare să ne spui câteva cuvinte despre costumul popular, despre părerea pe care o ai vis-a-vis de costumul popular, și am să recitesc dintr-un articol câteva rânduri semnate Radu Potoran. Este dintr-un articol apărut în 2018. Mie mi-a plăcut nespus de mult acest articol și mi se pare că l-ai meritat cu prisosință, și spune așa: Straile Mariei să lășluiesc în ele toată sfințenia și arta unică a româncelor trăitoare în vatra Cornerevei. Sunt create cu atâta simț cromatic încât ai senzația că florile cusute pe iile, cotrânțele, ori pe poalele lor sunt aievea, proaspete și înrourate pe cum florile poienilor din pădurile Cornerevei, roa lor fiind pângărită doar de copitele cerbilor pădurii. Maria își îmbracă straile de acasă cu mândrie, dar și cu pioșenie, precum preoții îmbracă odăjdile. Tare frumos! Am fost extrem de emoționată în momentul în care am citit spusele lui Radu Potoran, care este într-adevăr și el un om care știe multe și a văzut multe în viața asta, așa ca și tine. Mulțumesc. Așa ca și tine. Dar vreau să spun așa, costumul popular îmi doresc din toată inima să-l duc mai departe așa cum mi-a fost înmânat de bunica și mama mea. N-am schimbat prea multe la el, doar am vrut să îl așez pe corpul meu și să fiu mândră că-s de la Cornereva. În vremea în care am fost angajată la ansamblu profesionist Banatul din Timișoara, am avut multe discuții cu domnul director din acea vreme, n-o să-i dau numele, pentru că eu, în pozele bunicilor și străbunicilor mei, n-am văzut o pincă. Și de multe ori îmi spunea bunica mea, eu mergeam la Sadova, acolo era un neamț, și îmi făceam păpuci cu barete și îmi făceam păpuci potricăliți, așa zicea ea, că era cu ceva găurele, nu știu cum se confecționau păpucii de acel neamț. Și n-am vrut o vreme să port opinci, pentru că la noi, la nicio petrecere, nu am văzut în copilăria mea vreodată la joc pe cineva cu opinci. Opincile se purtau la lucru, la săpat, la cosit, la strâns de fân și așa mai departe. Și atunci, un pic, am avut discuții cu acel domn director, care până la urmă s-a convins, pentru că i-am dus poze foarte vechi. Ori acum, într-adevăr, port și eu niște opinci, când mi se par mai comode, dar costumul popular rămâne același. Și întotdeauna când am cumpărat sau am primit o pereche de, nu știu, de șupac și poale, sau am știut întotdeauna să fac distinția, dacă am fost la un spectacol de ținută, să știu să spun, acesta este de pe Valea Almăjului, acesta este de pe Valea noastră a Timișului, și, mă rog, care le-am mai primit, ca să nu le amestec. Nu mi-am dorit să le amestec. Am vrut să știu exact care, de unde sunt. Care este sau care era costumul tradițional de Cornereva? Cum purtau femeile? Din ce era el alcătuit? Deci cum purta pe vremea bunicii tale, cum se îmbrăcau ele? Fetele tinere, fetele măritate? Fetele tinere aveau un fel de conci rotund așa, din lemn, care și-l aplicau aici în spate și își puneau pe după el în coada împletită. Era din lemn.
cu o ață legat și prinse și înfășurate cozile femeilor. Femeile își împleteau părul și îl puneau așa de jur împrejurul acelui conci și își prindeau părul cu arnoage. Erau niște chestii din astea așa, niște agrafe mai despicate așa cumva, nu știu cum zic, eu așa știu că arnoage se chemau. Și se cheamă așa acum, că probabil femeile mai bătrâne încă mai poartă cocul ăla, nu conciu, dar cocul, și își prind părul cu arnoagele alea. Și îmi aduc aminte că mi-a arătat bunica mea cu furță tot ceva de genul, care își aplica o chestie din catifia, țesută, nu mai țin minte, acum nu vreau să spun ce nu mai mi-aduc aminte. Și atunci baticul, dar baticul la noi, femeile bătrâne purtau baticul legate în față și aveau așa, își puneau așa la, în sus, un fel de, nu știu, să se vadă probabil împletitura de la păr, își ridicau așa baticul. Foarte interesant. Și fetele tinere legau la spate? Fetele tinere nu purtau batic. Purtau acel conci de care doar spun, acel conci. Da, și își puneau câte o floare și așa țin eu minte. Așa țin eu minte și mai îmi povestea și bunica de multe ori cum era ea fată. Mai știu și din poze, că urmăream din poze să văd cum sunt așezate poalele, cum... Astăzi nu se mai poartă așa. La noi, brăcirea aia era sub cătrință. Mm-hmm. Și se vedea doar cătrința. Acum toată lumea pune brăcirea peste cătrință, peste opreg, peste tot. Acum nu se mai poartă așa. Dar mi-aduc aminte când eram eu copil și mergeam la serbările școlare, mă urca buna pe scaun și mă învârtea până când amețeam acolo ca să fie orice pătură pusă la poale cum trebuie. Foarte frumoasă. Purta cineva vreo cordeluță cum se poartă acum? Am văzut eu modă de la o vreme cu tot felul de floricele. Niciodată. Eu nu mă pricep, nu sunt specialist în așa ceva, dar am văzut pe la lipoveni, am văzut la ucrainience acest obicei. De ce spun? Lucrurile evoluează și n-ar trebui să furăm de la alții că așa ne stă mai bine. Ar trebui să păstrăm ce e al nostru. Pentru că, îți dau un exemplu, că vorbeam de evoluatul cântecelor, a folclorului și așa mai departe. Am ajuns în ziua de astăzi să cântăm la evenimente și să nu mai știm să facem diferența între brâu și ardeleană. E același ritm. Să nu mai știm să facem diferența între brâu și horă mică. Eu am început să cânt de la 17 ani și unde am fost primită cel mai bine a fost pe clisura Dunării și pe Valea Oraviței, pe Valea Carașului. Și acolo au fost niște, cum să zic, o rampă de lansare extraordinară pentru mine. Pentru că abia acolo am început să fac diferența între brâu, horă, regula jocului care era în acea vreme. Adică dacă mergeai la, de exemplu, la Coronin, pescar se chema pe vremea aceea, crede-mă că nu începeai cu brâu acolo, începeai cu horă mică. Dacă mergeai pe Valea Almăjului, trebuia să începi cu hora mare, hora mică, brâu,
ardeleană și de doi. La noi, în partea noastră, se mai cânta și printre ardeleană și de doi, mai cântau și sârbe, pentru că noi suntem la interferență de județul Mehedinți și atunci influența e destul de pregnantă, cum s-ar spune. Și din partea noastră, și accentul îl avem și noi al lor, dar și ei foarte mult s-au bănățenizat înspre noi, cei de la Izverna și, mă rog, zona aceea. Acum deschid o paranteză, că tot ai menționat Clisura Dunării. Ai cântat în perioada embargoului pe Clisura? Da. Da, am cântat. Am foarte multe amintiri. Care, până la urmă, mă rog, n-au fost chiar așa frumoase, sau cum să zic. Erau oameni care își permiteau multe lucruri atunci. Și acum, din păcate, nu mai sunt aceiași oameni. Și din câte știu eu și îi cunosc pe foarte mulți care atunci își permiteau multe, multe lucruri, astăzi au ajuns mai rău. Nici casă nu mai au. Cred că din punct de vedere muzical, toți soliștii consacrați ai Banatului s-au perindat în acea perioadă, nu? Da. Au cântat în zonă pentru că se făceau multe petreceri și era așa un, cum să spun, o animație care așa atunci prinsese viață, se întâmplau lucruri. Se întâmplau lucruri, Manuela, dar nu toate erau bune. Adică noi credeam că e ceva bun, dar n-a fost bun. Ama, ce părere ai tu când te duci la un eveniment și te trezești că cineva aprinde marca și de la marca și aprinde țigara? Da, erau mărcile atunci. Da, da, da. Pe vremea aia ți se părea, wow, n-ai mai văzut, n-ai mai... Dar cu timpul te gândești, păi 48 de ce? 48 de bani? Păi marca aia de ce s-o aprinzi? De ce să te dai tu mare că, vezi, Doamne, tu ai mărci? Sau? Bine, acum probabil că mulți dintre cei care au făcut lucrul ăsta ar aprinde lemne de foc, dar nici d-alea nu mai sunt. Păi, s-am zis mai devreme, nici măcar casa nu mai au, săraci. Da, da, da. Se spune că un om are atâta noroc sau atâta nenoroc în funcție de câtă înțelepciune are. Te consideri o femeie înțeleaptă? Mai, eu mă consider o femeie înțeleaptă, dar nu știu dacă și pentru cei din jurul meu. Poate sunt mai exagerată decât trebuie pentru cei din jurul meu. Pentru că, exact ce spuneam și mai devreme, încerc să fiu eu, să rămân aceeași, simplă, și poate nu reușesc. Poate exagerez în zilele de astăzi. Și atunci, mă rog, de multe ori întreb prietenii cei mai apropiați, care chiar îmi sunt prieteni, așa cum ești tu. De multe ori zic, păi, exagerez eu în ce spun? Vreau să... Am ajuns la vârsta în care pot să spun multe, am trecut prin multe și... Îmi doresc să rămân așa, dar vreau să și spun, măi, stop, măi, copii. De ce? Pentru că în ziua de astăzi, eu consider că prin trecerea timpului am respectat pe toată lumea și mi-am văzut de drumul meu. Nu am deranjat pe nimeni. Chiar vorbeai tu mai devreme că poate că trebuia să fiu altfel. Nu, am încercat să fiu eu, dar să nu deranjez pe nimeni. Nu vreau să tai în carne vie ca să ajung undeva. Ce scuze că te întrerup. Nu știu dacă trebuia să fii altfel sau cei din jurul tău trebuiau să-și facă treaba. Dar e o părere personală. Manuela, eu în vremea
copilăriei și începuturilor mele, eu am întâlnit oameni de calitate în folclorul românesc. Eu am întâlnit pe Tiberiu Alexandru. Eu am fost jurizată de doamna Emilia Comișel. Și atunci mă doare când văd că în ziua de astăzi juriile sunt pe prietenii. Sunt prietenă cu Cutare, am fost în casa lui Cutare și mă invită și îmi spune acel Cutare, îmi pare rău, dar trebuie să spun asta, vezi că băiatul ăla sau fata aia trebuie să ia. Să nu contează câștige, cum. Măcar o mențiune, da. Și atunci, eu care sunt și îndrumător de copii, pentru că așa am hotărât de mult, ca orice copil care are un dar și îmi bate la ușă, eu să-l ajut cu tot dragul. Și am copii, chiar mulți care au luat din învățăturile mele, chiar dacă recunosc sau nu recunosc, dar mă doare din tot sufletul când îi trimit la câte un concurs și cântă Dumnezeiește și se trezesc că nici măcar un premiu de consolare nu iau. Cu câți dintre, sau cu care dintre elevii tăi te mândrești, dacă ar fi să nominalizezi pe cineva? Prefer să nu nominalizez. Știi de ce? Pentru că acei elevi, după ce au luat un bagaj de cunoștințe de la mine, au trecut în altă categorie de școală, numai pentru simplu fapt că vroiau o diplomă și atunci, din start, am spus, nu mai spuneți că veniți și la mine, cu toate că sunt colegi de-ai mei care, în momentul în care au fost ascultați acei copii, au și spus. Ai fost elevă sau eleva a Mariei. Da. Au recunoscut, da. Aș vrea cu timpul să chem acei copii și să recunoască aici la tine, să recunoască cât am muncit pentru ei. Da, uite, mi-ai dat o idee bună. O să mai vorbim pe tema aceasta. Acum aș vrea să te rog să vorbim despre doină. Doina poate fi o prelungire a sufletului sau doina este o spovedanie sau putem să-i dăm atâtea și atâtea definiții și pentru fiecare dintre noi, cei care iubim doina, are o semnificație aparte. Ce înseamnă pentru Maria Milu Sorescu doina? Of, ce grea întrebare îmi pui. Pentru mine, doina, așa cum spuneai tu, e într-adevăr o spovedanie a sufletului. Omul care se naște cu darul de a interpreta doina așa curată cum e ea, într-adevăr ăla se poate numi solist. Și să știi că nu numai soliștii care cântă doine au darul ăsta. Eu am fost la nenumărate evenimente și dimineața mă trezeam cu câte o doamnă sau câte un domn, bătrânei din ăștia, care veneau și îmi spuneau, zice, doamnă, vreau să-ți dau o doină. Am vrut și eu să cânt cu ani în urmă, când eram copil și nu m-a lăsat tata sau nu mi-am mai dat voie soțul după ce m-am măritat. Și crede-mă, Manuela, că mi se ridica părul pe piele în momentul în care ascultam vocile acelea simple, curate de la munte, de la talpa satului de acolo. Extraordinar ce frumos cântau. Îmi aduc aminte, la Ilova, cred, era o doamnă, dacă nu
înșel, sper să mai trăiască, o chema Crocița. Și chiar m-a impresionat acea măicuță. Era într-adevăr mai bătrânică și nu știu dacă mai trăiește. Dacă nu, Dumnezeu s-o pomenească unde este. Și îmi spune, zice, Doamnă, vreau să-ți dau o doină frumoasă, pentru că asta a fost doina sufletului meu, că n-am avut o viață frumoasă. Am crescut cu mamă vitregă, m-am măritat după un bărbat rău și, mă rog, nu știu ce-o mai zis ea acolo. Și zic, încearcă dacă pot să-mi o cânți un pic. Vai, deci am rămas înmărmurită, crede-mă. Extraordinar. Îți amintești versurile? Îmi amintesc versurile. Era ceva... Crepă mâncedea sub mine, crepă mâncedea sub mine, că n-am văzut nici un bine. Crepă mâncedea sub mine, crepă mâncedea sub mine, să intru da vie-n cine. Ce poate fi, Doamne, mai... Doamne, ce frumos, Maria, chiar mulțumesc pentru... A fost un moment excepțional, mulțumesc tare mult. Mi-a rămas în suflet doina asta și starea femeii. Adică, ce poate fi mai impresionant decât să ieși și să cânți crapi pămânce de sub mine, să intru super, de vie în cine, că n-am văzut niciun bine. Păi asta e durerea omului, cum să zic, că omul, prin doină, își cântă patima, dragostea, durerea și tot ce are el în toate sentimentele lui din viață. Doamne, cât de frumos cânți, bine, dar tu știi asta, nu trebuie să-ți spun eu. Mulțumesc! Pentru că tot am vorbit despre doină, te-aș ruga tare mult și pentru că suntem în postul Crăciunului și pentru că știu că ești un om extrem de sensibil, aș vrea să evocăm amintirea câtorva dintre colegii tăi care au plecat într-o altă lume anul acesta, oameni de care tu ai fost atașată, vechi colaboratori de-ai tăi, oameni care au însemnat mult pentru tine și a căror plecare ai regretat-o extrem de tare. Cel puțin în ultimii 2 ani, am constatat cu stupoare că în urma acestei nenorocite de pandemii am pierdut foarte mulți colegi și mai în vârstă și mai tineri, dar pe care i-am prețuit eu cel mai mult, aș putea să-i amintesc, care au care au lăsat o urmă mare în cântecul popular. Și aș începe cu Luca Novac, aș începe cu Petrica Moise, aș începe cu Valeriu Musteț, care mi-a fost ani de zile coleg de trupă. Aș continua cu Petrica Tochi de la Lugoș, care și el săracul, prea tânăr, un mare instrumentist, s-a dus, da. Și chiar mulți alții care poate acum nu vine. Costel, dragul de el, da. Da, și Costel. Deci n-am cuvinte, dar și bineînțeles, vreau să-l amintesc și pe Mircea Ardeleanu.
un om deosebit care... De o calitate excepțională și ca om și ca instrumentist. S-a dus în tăcere. A trăit, în tăcere s-a dus. Știi că n-am mai vorbit pe tema asta. E regretabil faptul că, sau mă rog, vorbesc acum doar din perspectiva mea. Mi s-a părut că în cazul unora dintre ei nu s-a făcut ceea ce trebuie. N-au plecat cu onorurile cu care ar fi trebuit să plece din această lume. Pe măsura a ceea ce au lăsat ei în urmă, ceea ce au dăruit lumii. Și știi, mi se pare un paradox. La bine, la chefuri, toată lumea este încântată, toată lumea vă iubește pe voi cei care sunteți, faceți parte din, stați în fața orchestrei sau în componența ei. Dar atunci când un instrumentist sau un interpret, un solist vocal pleacă, nu știu, mi se pare că lumea a devenit extrem de apatică. Mă așteptam ca la porțile cimitirelor să curgă râuri de oameni. Pentru că oamenii ăștia care au plecat au lăsat o urmă adâncă a trecerilor, într-adevăr. Da. Ai mare dreptate în ceea ce spui, dar eu aș considera această stare, ca să fiu bună la suflet, aș zice așa, că poate oamenii au procedat în felul ăsta că nu a avut voie. Poate oamenii, unii dintre ei care erau în măsură să facă lucrul acesta, au fost, cum să zic, sentimentul ăsta de ură, de invidie, de răutate, probabil că a fost mai mare decât sentimentul de milă și de părere de rău că s-a dus. Exact. O altă întrebare care îmi vine în minte. Când a murit, Dumnezeu să-l ierte, Valeriu Musteț, da? Era vreo restricție? Nu. Din păcate, nu. Din fericire nu erau restricții, dar din păcate... Nu, din păcate, câți oameni au venit acolo? Că ai fost la înmormântare, câtă lume a participat? Deci eu, în momentul în care a murit Valeriu Musteț, bineînțeles că nu a murit de COVID, el avea o problemă cardiacă, dar stupoarea a fost exagerată în momentul în care la înmormântare am văzut 50 de persoane. Și acele persoane erau din familia lui și strict colegii cu care el a colaborat în ultimul timp. Ți-aș putea spune... Deci aș putea să-i pun pe degetele de la o mână acei colegi. Dar problema e cea mai gravă când tu știi că Luca Novac... Dacă spui Luca Novac la București, spui Banat. Dacă spui Petrică Moise, chiar și la București, spui Banat. Ori cineva din Sibiu, care l-a prețuit extraordinar de mult, un domn preot, a putut să vină din Sibiu, de la Gura Râului, să vorbească atât de frumos despre Petrică Moise și despre tot ce a făcut Petrică Moise, și cineva din Banatul nostru, care era în măsură să spună multe despre Petrică Moise, n-a făcut-o. De ce nu știm să ne prețuim valorile sau de ce refuzăm să-i prețuim? Eu zic că... De ce nu suntem capabili nici după ce ei se sting să-i prețuim? Ok, nu vrei să recunoști cât sunt în viață, nu știu. Habar n-am din ce motiv, dar când ei au plecat din această lume, ce oprește pe oameni să fie recunoscători și să dea cezarului ce al cezarului? Nu știu. Poate că unii pe parcurs își mai amintesc și le pare rău. Și mai încearcă să rezolve câte ceva. Dar
spuneam și mai devreme, răutatea omului e mai presus decât sentimentul de dragoste și de prețuire pentru seamănul tău. Da, deși în perioada pandemiei toată lumea vorbea despre iubirea de aproape, să fim mai buni, că toate aceste restricții ne-au făcut să ne reconsiderăm atitudinea față de viață, față de prietenie, față de familie, doar că, din păcate, toate aceste lucruri am devenit mai răi. Au dat bine pe rețelele de socializare, faptele, cel puțin în ceea ce privește breasla și manifestările care au avut loc, faptele contrazic pentru câtva tot ceea ce s-a întâmplat ulterior. Da, pentru că de la o vreme eu constat că dat-o bine, imaginea este mult mai importantă decât să-ți dezvălui sufletul așa cum e. Adică ce poate să fie complicat în faptul că dacă eu mă simt rău acum, să spun, mă simt rău. Nu, în mine e răutate și invidie și așa, și când vin și mă întâlnesc cu tine, vai cât sunt eu de zâmbăreață și de iubitoare. Sau când te sun și am un interes pentru tine, cele mai frumoase vorbe și cuvinte și elogii. Și când am închis telefonul, mai dă-o și pe aia. Da, cunoaștem. Am avea nenumărate exemple, doar că nu ăsta este rolul acestor întâlniri. Rolul acestor întâlniri este să vorbim cu cărțile de pe masă despre niște lucruri, că poate se va schimba ceva, știi cum e, speranța moare ultima. Da, da, Manuela, dar trebuie încercat. Să spui, trebuie sigur. Să amintești lucrurile acestea, că dacă le ascunzi, lucrurile acestea continuă să fie așa cum nu sunt corecte. E destulă mizerie sub preș și deja preșul stă ridicat, nu mai e cum să mai ascunzi tot ceea ce se află acolo. Dacă o viață de om este o înșiruire a faptelor lui, dacă ar exista posibilitatea să dai timp înapoi, ai vrea să schimbi ceva sau consideri că ai fi făcut lucrurile într-un alt fel? Nu, să știi, n-aș vrea să schimb nimic din tot ce am trăit și am făcut, doar atât, cred că mi-aș pune mai multă ambiție. Corect, subscriu. Și cred că, nu știu cum să mai exprim, mi-aș alege mai bine prietenii în care eu am avut încredere și mi s-au dovedit a nu fi prieteni. Dar cred că cu problema asta ne confruntă majoritatea. Nu vreau să par frustrată, Manuela, dar abia în această pandemie am constatat că prietenii în mare majoritate au o nevoie de tine. Îți sunt prieteni că au un interes anume să-ți fie prieteni. Nu pur și simplu. Că spuneam mai devreme, nu mă aud cu tine în fiecare zi. Poate odată la o lună, chiar. Dar în momentul în care îți aud vocea sau în momentul în care te întâlnesc, e același lucru ca și cum m-aș fi despărțit de tine ieri. Cum se explică asta? Probabil că atunci când oamenii se respectă și se prețuiesc, lucrul acesta se simte dacă nu o fac de adevăratele. Și culmea că am darul ăsta de la Dumnezeu să simt prietenii. Chiar dacă, mă rog, trebuie să fii zâmbăreț, să vorbești frumos, că doar ești educat. Dar de multe ori simt oamenii falși din jurul meu și atunci mă port și eu, ocolesc pe partea dreaptă a drumului și îi las să vină pe unde vor ei și am trecut, i-am depășit și merg mai departe.
mă retrag întotdeauna din locuri unde nu e pentru mine, finuț, fără să se simtă. Ce înseamnă succesul pentru tine? Sau ce crezi că înseamnă succesul în general? În momentul în care ajungi un om cunoscut și iubit de multă lume, e important să păstrezi contactul cu realitatea, să nu te desprinzi de pământ și să îți amintești despre smerenie, despre bunătate, să-ți amintești că datorită acelor oameni ești cine ești și că, nu știu, e frumos să te oprești cu ei de vorbă pe stradă atunci când ei îți solicită asta, etc. Cum privești tu din perspectiva celei care chiar s-a bucurat și se bucură de un succes între iubitorii muzicii populare? Manu, o să-ți dau acum un exemplu și iar mă întorc la mine la sat. De fiecare dată când mă duc de Crăciun, de Paști sau eu știu, la sărbători din astea mari, că numai atunci reușesc să mă duc, mă duc la biserică, bineînțeles, și acolo întâlnesc pe toate băbuțele cu care eu am copilărit, am crescut, mă întâlnesc cu elevii mei, care deja sunt mari și au la rândul lor și ei copii. Și atâta drag mă apucă pe mine de acele, cum să zic, de imaginea aia când mă îmbrățișez cu oamenii mei. Și ei mă văd pe mine, vai, Doamna Maria, cântăreață, nu știu ce, și imaginează că nu o să-i bagi în seamă, probabil, da. Niciodată n-am făcut asta. Și pentru acest lucru cred că am fost interpretată... Înțeleasă greșit de colegi de-ai mei, că eu nu mă mai desprind de acasă, de sat, de locurile alea, de sat, că eu sunt prea modestă. Eu și dacă n-am știut niciodată că dacă am o mașină scumpă, ești văzut altfel. Nu, eu am vrut ca acea mașină pe care am avut-o să mă ducă în locul respectiv, să mă aducă în bună regulă și atât. Ei, acum constat altceva. Dacă ai gene puse, ești wow! Ești modernă, ești în pas cu moda, da. Dacă te întâlnești la sat și vorbești cu lumea și așa... Ești de la țară. Ești de la țară, ești țărancă, nu te-ai mai desprins de acele locuri. Eu vreau să rămân acolo. Vreau să rămân acolo în lumea satului și acolo am hotărât ca atunci când voi închide ochii, tot printre ei mei să fiu. Am văzut aproape toate țările Europei, am văzut America și vreau să spun că niciodată n-aș putea să spun, domnule, acolo vreau să trăiesc. Nu. Eu aici, în România, vreau să trăiesc și vreau să mă așez în ultimul meu drum lângă părinții mei, lângă strămoșii mei acolo. Ce frumos! Vreau să te întreb acum altceva. Dacă privești retroactiv, cum ți-ai trăit viața? Cum ai vrut tu? Sau cum s-au așteptat alții să o faci? Eu mi-aș fi dorit să trăiesc viața chiar cum aș fi vrut eu, dar până la urmă nu se poate. Mai pot să spun o chestie. Abia după 40 de ani mi-am dat seama că ar trebui să am grijă și de mine mai mult decât de ai mei. Pentru că prin natura zodiei mele eu sunt rac, eu sunt foarte familistă și atunci am încercat și cred că încerc și acum, sper să nu fiu prea posesivă, să fie toți bine, dar după 40 de ani deja am spus așa, măi, stai un pic, fiecare la locul lui, fiecare pe picioarele lui, ar trebui să mai am grijă și de mine. Un masaj,
un concediu mai, mă rog, mai relaxat așa, să nu fie doar concediu din evenimentele care le am prin altă țară. Cam așa au fost concediile mele până într-o vreme, până pe la 40 de ani. Există vreo dorință care ți-a rămas neîndeplinită, indiferent legată de orice? Da, am o dorință, adică am avut o dorință care până la urmă nu s-a împlinit. Mi-aș fi dorit din toată inima să apar și eu măcar o dată pe scenele naționale ale folclorului. Ale folclorului, chiar am spus asta. Pentru că pe scenele celelalte am fost. Și național. Și, dar aș fi vrut și eu, în cadrul unor emisiuni, să apar măcar o dată. De ce crezi că nu s-a întâmplat asta? Nu știu. Nu știu. Nici măcar nu mai pun întrebarea asta de ce nu s-a putut. Mă consolez cu gândul că nu s-a putut și atât. Eu zic că chiar dacă, din păcate, s-a întâmplat lucrul acesta sau nu s-a întâmplat să apare în marele spectacole folclorice din țară, cred că cel mai important lucru de pe lumea asta este că oamenii, ăștia pe care mulți îi numesc simpli, te-au cuprins de mult în patrimoniul spiritual al inimilor lor. Și asta cred că face mai mult decât orice scenă. Îți înțeleg frustrarea cu ghilimele de rigoare. Da, este, cred că este o frustrare. Mai ales când știi că ai fi meritat cu prisosință și pentru că, așa cum spuneam mai devreme, chiar poți să faci față cu brio și să reprezinți Banatul pe oricare mare scenă. Dar poate, sperăm că lumea va urmări acest podcast, că ne dorim să se întâmple și poate va auzi cine trebuie să audă lucrurile astea și măcar data viitoare, când vor trebui să recomande pe cineva, te vei regăsi pe lista. Nu mai am speranțe. Nu mai am speranțe și nici nu mai contează. Eu sunt mulțumită cu viața pe care o am, cu drumul meu, cu numele meu, care, așa cum este el, mi l-am clădit cu sinceritate, cu muncă multă, cu răbdare multă și cred că sunt mândră de ce am lăsat și las în urmă. Am o mulțime de cântece care sunt în patrimoniul radiourilor, acestea locale, nu trebuie să fie radiouri naționale. Și cred că bucuria și satisfacția cea mai mare este atunci când mă întâlnesc cu oamenii și spun: Doamnă, mă regăsesc în totalitate în cântecul dumneavoastră cu tare, sau stau și plâng când ascult cântecul cu tare. Nu îmi mai doresc altceva decât bucuria aceasta să persiste și, bineînțeles, dacă își doresc tinerii, să continue și să-mi cânte cântecele, dar să nu le transforme și să nu le înregistreze, să și le asume, doar să mi le ducă mai departe, așa cum au fost duse alte cântece din Banatul ăsta, de mulți soliști. Ți-au fost luate multe dintre cântece și le-au însușit alții? Da, bineînțeles, bineînțeles, doar că, spre nenorocul lor, n-au putut să le ducă, pentru că eu le-am salvat, sunt acolo, sunt în lada. Sunt protejate? Sunt protejate, sigur că da, și, mă rog, vrei să-ți mai spun o chestie? Pentru că acum chiar vreau să-ți dau un exemplu ca să vezi cât poate lumea să fie de impertinentă. Am un cântec care a fost printre primele cântece din evoluția mea de solist.
Bineînțeles că acest cântec a avut o ascultare din asta sârbească, dar pe vremea aceea a avut un impact extraordinar la public. Cam mai târziu să aflu că acest cântec este interpretat de o fată, de o domnișoară, care i-a schimbat titlul și l-a asumat, l-a pus pe YouTube și colegi de-ai mei din generație au văzut și mi-au trimis cântecul și zice, păi, zice, ce are fata asta, zice, cum își permite ea, zice, ai sunat să vezi ce se întâmplă, zice, uite, îți cântă cântecul în totalitate. Și am sunat fata și am zis, draga mea, zic, de unde ai cântecul ăsta, zice. A, fata e de la Deva? Nu, acea fată... A fost o altă poveste, de care știu, ok. Și zice, e al meu, zice, mi l-a făcut tata. Da? Păi zic, cine-i tata? Zic, auzi, îți dau un sfat părintesc. Te rog din suflet să ștergi acel cântec, pentru că eu am datoria să-ți spun, ăsta e cântecul meu, e salvat la drepturi de autor și zic, nu o să fie bine, că ți raportează și îți închide canalul. Da, da, da. Și mă trezesc cu tatăl ei, că mă sună și zice, am observat, zice, am aflat că v-ați legat de fata mea. Și zic, dar de ce m-ați sunat? Să mă întrebați că ce? Că m-am legat de fata dumneavoastră? Zic, dar ce-a făcut? Ce-a făcut fata? Păi zice, cântecul ăla, zice, eu i l-am compus când eram eu tânăr și eram îndrăgostit de o... Da, în fine. Și am zis, deci atunci îmi pare foarte rău, e prima dată, a fost prima dată când am reacționat un pic urât. Și... Dar de ce urât? Nu cred că a fost urât. Am reacționat urât și i-am spus, dacă nu șterge de pe canal acel cântec, o să las avocatul să-și facă treaba și gata. Datoria mea a fost să spun, să șteargă, pentru că nu e ok să schimbi titlul și să lași aceeași cântare a altuia. Adică furi, să-i furt. Singur, intelectual. Da. Bine, asta au mai făcut-o și colegi de breaslă, fără niciun fel de jenă. Da, și măsuri din cântecele mele puse pe ritornele a soliștilor care-s pe val. Dar nu mă deranjează. Nu mă deranjează. Atâta timp cât nu e în totalitate și eu sunt mândră. Sau text cântat mot-a-mo, strofă luată și cântată de solistă care are și funcție la ansamblu. Ce mai pot eu să mai... Da? Da. Am făcut mama gingașă și din fire păcimașă, că pășine am pus ochii, nu-l scapă nici slujba popii. Dacă urmărești un pic cântet, nu-i de-a noastră, dar e aceeași cânt, e aceeași strofă din cântecul meu. Foarte multe lucruri mă deranjează, Manuela. Dar până la urmă, dacă ajungi să fii sincer și să spui, îți aprinzi lumea în cap. Și atunci mai bine le lași așa, să mai trec. Știi, și Petrică Moise, Dumnezeu să-l odihnească, și-a aprins multă lume în cap. Dar de-aia tu, Petrică Moise, va rămâne peste timpul, pentru că va fi greu să legaleze cineva din perspectiva compozitorului, textierului, etică, nu trebuie să-ți spun eu ție ce a însemnat pentru Banat. Și eu cred că a făcut un mare bine, că a exprimat ceea ce a gândit și și-a asumat rolul acesta. Da. Și câtă dreptate avea omul acela. Câtă dreptate avea, dar nu avea... darul, diplomația aia să... Da. Să spună cu finețe. Deci omul era foarte venea sincer. Să spună, spunea, da. Nu conta unde se află, în ce circunstanțe. Da. Dar avea dreptate.
Și asta nu l-a făcut un solist mai mic decât a fost până la urmă. Așa este, așa este. Dumnezeu să-l odihnească. Eu cred că e o mare pierdere pentru noi și ar trebui să recunoaștem noi, cei care au rămas 75% din repertoriul lui, îl cântăm și noi. Dar nu recunoaște nimeni asta. Recunosc prea puțin și tu știi că te-ai bucurat de simpatia lui? Atât de... Știu foarte clar și sigur lucrul acesta și cred că e foarte important. Da, pentru să ai o astfel de amintire, nu? Pentru că el întotdeauna vedea solistul care într-adevăr cântă frumos, care păstrează niște reguli în cântecul bănățean. Și de asta era și sincer așa, că de multe ori spunea, eu eram pregătită tot timpul când mă întâlneam cu el, că zic, poate mă apostrofează și pe mine cu ceva, că nu-i plăcea lui, Dumnezeu să-l odihnească și să-l pomenească, pentru că noi vorbim acum de el și chiar vorbesc cu drag. M-am întâlnit la un eveniment și nu-i plăcea volumul și acum așa era la modă, să dai tare, să te auzi, și când și-a făcut programul și a plecat, am vrut să-l îmbrățișez și să-i spun la ureche că m-am bucurat că l-am întâlnit și el zice la un moment dat, Maria, zice, scriem într-o pungă, scriem, bagă într-o pungă, zice, și ascult mâine, zice, spunem într-o pungă și ascult mâine, că zice, la volume, te-ai prostit și tu, zice, te-ai prostit. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Matei, ce mai face Matei? Matei este bine, e stabilit în Germania, are un serviciu frumos de care e mulțumit și aștept să mă facă soacră și bunică. Matei, dar fiind nu știu, fiul tău... Matei este copilul meu, da. Așa, care și cântă foarte frumos și care, din câte știu, a participat, nu? La România au talent sau unde, da, a ajuns până în a ajuns finală? Până în semifinală. În 2012 s-a întâmplat asta. Da, într-adevăr, el mă moștenește cumva, dar... Are nu-i place muzica populară. Niciodată nu i-a plăcut muzica populară. Aveam de multe ori copii care veneau la mine să învețe și se uita, asculta și zicea, da, vezi, pe mine nu mă înveți să fac așa. Și când încercam să fac și cu el, zicea, nu-mi place, e prea țărănesc ce mă înveți tu, zice, eu nu vreau să învăț așa. Avea el o înclinație doar pentru muzica ușoară. Și chiar eu zic că o face bine. Cu toate că acum, de când s-a stabilit în Germania, e mai greu să continue, pentru că acolo nu mai are trupă și dacă nu ai o trupă, nu prea poți continua. E mai greu. Și acum urmează o mică surpriză pe care noi ți-am pregătit-o împreună cu sponsorii acestui podcast. Doamne! Ce mi-ați adus acolo? Vai, Manu! Așa, aici ai o sticlă de ceva bun pe care să o bei cu cine ție treabă, un mic spumat de la sponsorul nostru Gradimet Distribuție. Mulțumesc din partea lor, sponsorului principal al acestui podcast, și aici, din partea cofetăriei Cremissimo, este ceva cu dulce. Vanilie, dacă aveți ceva cu vanilie, m-ați găsit. Da, nu știu, uită-te. Eu cred că știu
Doamna Mirela, cumva? Da, da, despre doamna Mirela este vorba. Și ți-a pregătit acest tort. Nu pot să cred. Deci ba, poți să crezi, să bei un pahar de vin spumos și să, atunci când ajungi la Timișoara, pe care să-l însoțești cu acest tort. Deci, n-am decât să mulțumesc, doamna Mirela, să știți că eu vă știu. Așa. Și sunt convinsă că tortul acesta e cu vanilie, pentru că dumneavoastră cred că obișnuiește să facă multe, multe prăjitorele. Face multe și diverse. De la evenimente. Da, da, da. Știu da. De la evenimente. E vorba despre cofetăria Cremissimo, într-adevăr. Și eu îți mulțumesc, Maria, pentru prezență. Sper că te-ai simțit bine la noi aici, în micuțul nostru studio de extraordinar de podcast. De bine și chiar am vrut să te felicit din toată inima pentru ambianța care o dă acest studio mic, chiar dacă e mic, pentru mine e extraordinar. M-am simțit ca la mine acasă și îți doresc din toată inima ca ce ai început să sfârșești atunci când aceste plante care eu ți le-am adus să fie arbori mari. Și atunci te rog din suflet să mă inviți să stăm printre acești arbori. Da, și să depănăm amintiri. Aceste plântuțe să crească și să povestim în continuare de viața noastră. Mulțumesc din suflet, Manuela. Mulțumesc foarte mult, Maria. Mulțumim din nou sponsorilor noștri. Rămâneți cu ochii pe noi. Mulțumesc!